Conform celor mai recente rapoarte ale analiștilor auto, piața mașinilor electrice se prăbușește. Înmatriculările acestora au avut luna trecută o scădere de aproape 70% față de anul trecut, după ce subvenția de la stat a fost redusă. La fel se întâmplă și în Germania, acolo unde interesul pentru autoturismele verzi a scăzut odată cu anularea subvențiilor. Înmatriculările de mașini electrice au înregistrat cea mai mare scădere de la introducerea lor pe piață din România. Dacă anul trecut interesul era crescut în luna iulie, de pildă, înmatriculările s-au prăbușit cu aproape 70%. Interesul a crescut pentru autoturismele hibride. Alexandra Gherghiuș, consilier vânzări. Există o scădere a cererii automobilelor electrice pe piață, pe lângă cauzele cunoscute a lipsei stațiilor de încărcare și autonomia limitată a bateriilor electrice, anul acesta s-a adăugat și scăderea subvenției acordate prin programul Rabla Plus, observăm și o creștere pentru automobilele full hibrid, pentru că acestea oferă clienților un consum redus, fără a fi necesară încărcarea la priză. Autoritățile de la mediu au decis să mute din nou banii de la programul Rabla Plus pentru persoane fizice, pentru că fondurile nu s-au epuizat. 240 de milioane au ajuns la persoanele juridice, adică la firme, însă nici aici interesul nu e mare. În aceeași situație se află și Germania. În decembrie, autoritățile germane au decis să oprească brusc subvențiile pentru autoturismele electrice. Luna trecută au înregistrat o scădere a înmatriculărilor de 37%, cea mai mare din iarnă. Valul mașinilor verzi a ajuns la saturație, mai ales că oferta pe piața auto este din ce în ce mai mare. În paralel, a crescut din nou interesul pentru mașinile second-hand. Doar luna trecută au fost înscrise cu 20% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, relatează știrile ProTV.ro.